Tudor Costescu este mulțumit de evoluția jucătorilor săi după meciul câștigat cu 88-67 în fața celor de la Miercurea Ciuc. Pentru BCM Upitești urmează o perioadă infernală cu jocuri foarte grele în campionat și în cupele europene. Știam că o să fie un meci mai dificil decât o arată clasamentul, însă se pare că am reușit să ne motivăm pe băieți. Eu zic că cu excepția a 5 minute din sfertul 2, care, mă rog, sunt inerente în orice meci, nu poți să fii tare 40 de minute. Ne-a descurcat destul de bine. Pentru noi e foarte important ce urmează de acum încolo. Directorul tehnic al grupării piteștene, George Ziguli, a fost în general mulțumit de modul în care s-au prezentat jucătorii. Ziguli și-ar fi dorit o mai mare atenție în defensivă. Eu aș fi dorit să jucăm mai mult, să avem mai multă răbdare în atac, chiar și în apărare. Să exersăm anumite scheme tehnico-tactice, dar trebuie să fiți dumneavoastră și noi de acord că adversarul nu a fost chiar așa de puternic să ne putem desfășura planul tehnico-tactic al echipei. BCM Upitești joacă următorul meci de campionat la Timișoara cu echipa locală Basket Club joi pe 1 noiembrie.